orașele omului alb nu mai există nicio insulă de liniște. Avem cele patru zodii fixe în spatele meu acolo. Este leul. Și apoi mai avem aici vulturul, care era în antichitate considerat zodia scorpionului. Și aici avem îngerul, care este vărsătorul. Una dintre cele mai frumoase priveliști din munții Cozia. Păi, e zăpadă deja. Mai avem un pic și ajungem la cabană. În spatele meu acolo se văd munții Buila Vânturarița și munții Căpățânii. Am ajuns la Berică. Neața.
am băut o cafea, am mâncat o omletă și acum îi dăm bătaie. Jeez. A început să facă cald deja. Mamă, ce uște! Super, super! Senzațional! Și e mai... Băi, ciudat că e mai... Ce e curată, mă! E mai senin decât ieri. Bă, ce e curat. Am ratat o filmare cu o capră neagră care a coborât pe stânci lângă noi, poltul șerpuind în spatele nostru. Încâncă lui Alberto și zic, capră neagră, și ăsta nu-i venea să crea, s-a întors și a trecut pe lângă el, pe spatele lui și s-a dus la vale. Uila, căpățânii, superb. Să ducem pe muchea aia, să ducem încolo, în direcția aia, în diagonală. Azi e mai senin decât ieri. Am ajuns acum și la refugiu. Facem o scurtă pauză și apoi continuăm. Foarte tare. Papi, atent, ia uite aici. Urme de ursuleț. Ia uite, nu vezi? Da. Păi o poză aici. Gata. Vezi cât de mare e? Ia uite-o. Aici este contur. Ursulețul? Mai sunt 790 de kilometri, de metri, de coborât. Toată pampa e full de vieții. O scurtă pauză să ascultăm concertul păsărelelor. Absolut superb. Bă, nu mă mai satur. Miracolul naturii. Hai coa, să vezi ce frumos e. Am revenit pe cărarea principală. Acum ne îndreptăm, coborâm spre mănăstirea Turnu, unde am lăsat mașina. Și ne bucurăm de vremea asta frumoasă. Am încercat să vorbesc cât mai puțin în tura asta. Nu știu
știu dacă am reușit. Traseu de coborâre de pe vârf, 4 ore jumate, iar în urcare cu tot cu pauze, vreo 6 ore jumate. Și cred că mergem să mâncăm ceva acum.